Etapa de pregătire și organizare a recensământului general agricol, runda 2020, se apropie de final. În data de 10 mai 2021 va începe perioada de colectare a datelor, iar acțiunea va dura până în data de 31 iulie. În perioada 10 mai 31 iulie 2021, în județul Hunedoara, precum și în întreaga țară, se va desfășura recensământul general agricol, runda 2020. E al treilea recensământ general agricol care se desfășoară după Revoluție. A fost recensământul general agricol din 2002, a fost cel din 2010, iar acum cel de-al treilea recensământ, pe care îl consider din punct de vedere al complexității și al datelor care trebuie colectate, o operațiune statistică de mare anvergură, iar cu titlu informativ pot să vă zic că în această perioadă în județul Hunedoara vor fi recenzate un număr de peste 58.000 de exploatații agricole, iar ca și forță umană implicată în această acțiune sunt mobilizați la nivel de județ un număr de 294 de recenzori, 83 de recenzori șef și un coordonator la nivel de județ. Acțiunea este una complexă, iar recenzorii au la dispoziție, pentru colectarea datelor, dispozitive electronice. Cu această ocazie vor fi recenzate atât exploatațiile agricole cu personalitate juridică, precum și cele care aparțin persoanelor fizice. Acțiunea este complexă, ne dorim să fie de succes. Ca să fie de succes, așteptăm o mobilizare și o participare și a populației, care să ne asigure o maximizare a răspunsurilor din chestionarele de recensământ. Cu titlul de noutate pot să vă spun că pentru acest recensământ recenzorii vor avea la dispoziție un terminal electronic portabil, acele tablete prin care vor colecta datele de la fermieri. Vor fi recenzate atât exploatațiile agricole cu personalitate juridică, cât și cele fără personalitate juridică. Să sperăm că întreaga activitate va avea rezultatul scontat, pentru că de modul în care vom colecta datele vom avea parte de a prinde cele mai bune politici guvernamentale în domeniul agriculturii. Scopul fundamental al acestui recensământ este acela de a oferi informații esențiale pentru politicile guvernamentale din domeniu, dar și pentru evaluarea procesului de participare a României la politica agricolă comună și fundamentarea viitoarelor reforme ale acesteia, precum și pentru accesarea de fonduri europene. În cadrul acțiunii vor fi recenzate sub mai multe forme terenurile, culturile și efectivele de animale, dar și forța de muncă din agricultură. Ar trebui să amintesc ca și perioada de referință pentru declararea datelor că ne referim la anul agricol 2020, an agricol cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020 în ceea ce privește datele legate de structura culturilor în terenuri, pe toate categoriile de terenuri, iar ca și date referitoare la efective de animale avem ca și dată de referință 31 decembrie 2020. În ceea ce privește datele pe care le vom colecta referitoare la măsurile de dezvoltare rurală, se vor lua în calcul ultimii 3 ani față de data de referință. Vor fi recenzate și vor fi colectate date vis-a-vis de referitoare la structura culturilor, pe categorii de folosință, la modul de deținere a terenului, la structura efectivelor de animale, pe specii, pe destinații, precum și la modul de gestionare a dejecțiilor animale și, în ultimul rând, la forța de muncă implicată în agricultură în această perioadă. Recensământul general agricol se desfășoară în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 22 din anul 2020, care prevede și sancțiuni. Cadrul legislativ pe baza căruia noi o să ne desfășurăm activitatea în această perioadă cuprinde și sancțiuni. Să sperăm că nu se va ajunge în această situație. Sunt sancțiuni legate de obstrucționarea personalului de recensământ, de refuzul furnizării datelor, așa cum sunt sancțiuni și pentru personalul de recensământ vis-a-vis de nerespectarea
confidențialității datelor pe care le colectează din teritoriu. România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a respecta legislația comunitară din domeniu, care prevede că fiecare stat membru trebuie să organizeze un recensământ general agricol o dată la 10 ani.